Găsit. Surprize muzicale la domiciliu astăzi, aici în orașul Suceava, cartier Zanca, pentru că aici o avem sărbătorită pe doamna Iacobeț Mariana, care împlinește 68 de ani. Astăzi va avea parte de o zi deosebită, pe lângă cea de naștere pe care o sărbătorește, va avea parte de o surpriză frumoasă, frumoasă, care vine din partea unor persoane dragi. Cofetăria Scala din Suceava i-a pregătit un tort sărbătoritei noastre. De asemenea, Florăria Magic Design, un buchet de flori. Am și o sticlă de șampanie, bineînțeles, gânduri frumoase și un cântec cu dedicație pentru sărbătorita noastră, pentru doamna Iacobeț Mariana, care astăzi împlinește 68 de ani. Haideți să o emoționăm cât se poate. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Doamna Mariana să trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună ziua! Și bine v-am găsit așa de dimineață, să spunem. Nu chiar dimineață, e ora 11 aproape, dar vroiam să vă spun așa, să fim primi, să vă spunem la mulți ani. Mulțumesc. Pentru că acest mesaj vine din partea câtorva persoane foarte dragi, care n-au cum să uite de această zi importantă pentru dumneavoastră și nici de dumneavoastră. Vă mulțumesc astăzi puțin, să știți că totul e de post. Puteți să-l serviți. Și o sticlă de șampanie pentru dumneavoastră. Și am și un buchet de flori. Am să vă rog să ne lăsați pe măsuță așa cumva, ca să puteți să le țineți pe toate. Și un buchet de flori frumoși. Și poate vă întrebați de ce am venit la dumneavoastră. Țineți așa ca să vă fac să faci față. Nu? Oare cine m-a trimis? Bine. Sângele apă nu se face niciodată, așa că mama simte de la cine vin astăzi emoțiile și aceste daruri frumoase, să spunem. Stimată doamnă, să știți că am și un mesaj frumos pentru dumneavoastră și vreau să-l ascultați. Pentru că aceste gânduri frumoase vă sunt dedicate astăzi. Ziua de naștere este cea mai frumoasă zi pentru fiecare om. Este ziua în care a venit pe lume, este ziua pe care trebuie să o sărbătorească fiecare om așa cum dorește. Draga noastră mamă, soacră și bunică, tot timpul ai fost și ești mereu alături de noi cu un sfat și cu un ajutor. Niciodată nu vor fi suficiente cuvintele pentru a ne exprima cât de recunoscători suntem că avem o mamă atât de minunată ca tine, dar putem începe prin a spune: te iubim foarte mult, mamă dragă și scumpă, și te prețuim pentru că tu mi-ai dat viață pe acest pământ. Ne-ai oferit enorm de multe de-a lungul vieții noastre. Când am avut nevoie de putere, tu ne-ai dat speranță. Când am avut nevoie de ajutor, tu ne-ai dat sprijin. Iar când am avut nevoie de mai mult, ne-ai dat iubire necondiționată și nesfârșită. Tot ce înseamnă amintirea copilăriei, ești tu, mamă. Însă anii au trecut. Și iată-ne departe de țară, departe de tine, dar nu departe de sufletul tău, mamă. Cu drag și respect, astăzi îți urăm, mamă dragă, sănătate multă, bucurii și la mulți ani frumoși din partea copiilor. Mugur, Adrian și Irina, Nora Cristina, ginerele Ionuț, dar și din partea nepoțeilor, nepoatelor, de fapt, Iris și Claudia, care vă spun cu toții la mulți ani. Și acest mesaj eu vi-l las. Ca să-l mai recitiți așa dumneavoastră,
Și vreau acum să țineți floricele. Și vreau acum să le transmiteți și dumneavoastră un gând copiilor care, într-adevăr, sunt departe toți așa. Eu îi transmit multă sănătate, bucurii, fericire și tot ce își doresc. Sunteți mulțumit așa sufletește, Foarte. chiar dacă astăzi nu sunt alături de dumneavoastră, dar sunt, cum am spus ei, sufletul e aici. Ce poate fi mai important pentru o mamă când își vede E copiii realizați? Sănătoși și realizați, nu? Și sunteți și bunică. E frumos să fii bunică. E frumos. Dar cum de niciun nepoțel, numai fete? Sau de timp și de acum. Doamna Mariana, eu vă urez mulți ani frumoși, dar înainte de asta să știți că Nicoleta Cojocaru astăzi vă cântă și un cânt pe care copiii dumneavoastră de acolo de departe vi-l dedică. Mama-i una ca și luna, azi mă duc să-i sărut mâna, azi mă duc să-i sărut mâna. Și tâmpla cu ghiocei, că astăzi e ziua ei, că astăzi e ziua ei. Azi, mama de ziua ta, cu toți te o mână îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Tu îți vei șterge lacrima, dați-vă zâmbi inima, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Nu ai dormit nopți de-a rândul, să-mi veghe somnul și gândul, să-mi veghe somnul și gândul. M-ai purtat la tine în poală, de la leagăn până la școală, de la leagăn până la școală. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți te-o mână îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Tu îți vei șterge lacrima, dați-vă zâmbi inima, la mulți ani că-i ziua ta, mamă. Am plecat, mamă, departe, departe în străinătate, dorul de tine mă arde. Și astăzi vin, mamă, la tine, cu a ajuns dorul la mine, cu a ajuns dorul la mine. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți te-o mână îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Tu îți vei șterge lacrima, dați-vă zâmbi inima, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Ai privirea bucuroasă, mamă, când venim acasă, mamă, când venim acasă. Iar când te lăsăm la poartă, tristă ești și supărată, tristă ești și supărată. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți pe o mână îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Tu îți vei șterge lacrima, dați-vă zâmbi inima, la mulți ani, măicuța mea, mamă. La mulți ani. Mulțumesc. Multă sănătate dumneavoastră. Să aveți, Și am văzut că l-ați ascultat. îi iubesc de suflet. Păi cum să iubească mama copilul? De suflet, de situație. Eu știu că ați trecut și prin momente puțin mai neplăcute așa, dar se spune că toate vin de la Dumnezeu și nu le putem opune niciodată, nu? Ei nu au fost prijoni, că Foarte nimic, frumos. nimic. Dacă nu era nimic, Greu trecem. E nevoie și de un prieten sau de susținerea familiei într-un cuvânt. Fie mamă, tată, copii sau nepoții, un om la anumite momente din viață are nevoie și de o susținere așa pe care să o simtă, să întărească, nu? Dumneavoastră să aveți parte în continuare de ani frumoși, de zile sănătoase, Mulțumesc. cu bucurii de pe urma copiilor și a nepoților și să fiți mândri rămas ceva și rămâne ceva frumos în urma dumneavoastră, a noastră, a mamelor în special, nu? Dragii mei, iată astăzi o mamă pe care am sărbătorit-o. Doamna Iacobeț Mariana, care astăzi împlinește 68 de ani. Copiii sunt departe, în străinătate, la fel și nepoței. Însă, eu am fost astăzi mesagerul lor și am venit cu aceste daruri, cu o urare frumoasă,
și cu cântec în dans pentru sărbătorita noastră. La mulți ani și nu uitați! Surprize muzicale la domiciliu vă găsesc oriunde ați fi cu un cadou frumos și cu emoții mari de tot. Numai bine!